Casă spulberată în Dolj după o explozie puternică a unei sobe. Proprietarul știa de 2 ani de zile că în curtea lui există gaze naturale, însă a ignorat pericolul până să fie la un pas de tragedie. Bărbatul a suferit arsuri și se află la spital pentru îngrijiri medicale. Și-a auzit o bucură mare. Și să zice, ce mamă, ce trinchea, bă, zi, nu e vânt. Ăsta parcă e avionul, ce nu mai vorbea acum de să copil. Și după aia, ieșirăm afară și o verișoară cu lea bombonea prin curte, tot speriat. Și mi-a arătat la el, la mitroi. Deci, uite-te, uau, zic, paule, explozie, ce acumulare de gaze. Nu ne-am dat seama nimic. Eu mă uitam pe sus, pe la mine, pe la casă. De frică. În locuința unui bărbat din județul Dolj, comuna Calopăr, din satul Băzdana, s-a produs o explozie puternică. La fața locului a intervenit de urgență secția de pompieri Segarcea cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, un echipaj medical și echipajul CRBN. Am venit la fața locului, am discutat cu structurile de ordine, cu cei cu ISU din Inspectoratul de Situații de Urgență, cu domnul primar, ce s-a întâmplat la fața locului. A fost o explozie. În dimineața zilei de 1 martie, înțeleg că bătrânul care locuia în casă a încercat să aprindă focul și din acumulare de gaze a explodat locuința în care stătea. Este la spital, în momentul de față este are arsuri de gradul 2 la membrele superioare și arsuri de gradul 1 la față, este în afara oricui pericol, comunică, este stabil momentan. S-au făcut măsurători la fața locului, nu sunt scurge de gaze, nu au fost detectate cantități mari de gaz, sunt într-adevăr în porțiunea în zona puțului forat, dar nu semnificativ. La fața locului a intervenit și primarul din Calopăr. Noi o să rămânem în continuare în monitorizare și o să efectuăm măsurători. Rămâne ca prin primărie să fie contactată o firmă de specialitate care să vină și să propună o nouă soluție tehnică. Probabil că este o acumulare de gaz. Din măsurătorile noastre avem cam circa 10 metri de la clădire. Pe partea aceasta, ce se vede în spatele meu, în spatele casei, pe șosea pe aici, la vecin, deci noi am făcut o măsurătoare cu o rază de 100 de metri de jur împrejur și nu au rezultat, deci rezultatul a fost zero. Se pare că a apărut o nouă acumulare de gaze, nu că puțul este defect, pentru că măsurătorile s-au făcut în pământ, am introdus niște sonde și au rezultat acumulări de gaze. Dar este pericol în acest moment? În acest moment nu mai este pericol, dar Nu excludem acest lucru. Proprietarul a descoperit zăcămintele în urmă cu 2 ani de zile când a forat un puț. Acesta descoperise o pungă cu gaz chiar în curtea gospodăriei, însă de atunci gura puțului a fost cimentată. În urma exploziei a rezultat o victimă, proprietarul casei, în vârstă de 72 de ani, care a ajuns la spital pentru îngrijiri. Satul Băzdana este recunoscut drept un loc cu potențiale resurse de gaze naturale, care de multe ori au țâșnit din fântâni și au provocat incendii.